Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Popor Sfânt al Domnului, vă invit să vă ridicați în picioare, în cinstea Domnului și să citim împreună din Scripturi. Efeseni, capitolul 6, versetele 1 la 4. Efeseni, capitolul 6, versetele 1 la 4. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă, însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, frați, surori, dragi prieteni, vă salutăm în casa Domnului pe toți cu dragoste, cu nădejde, așa cum ne rugam, și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. În mod deosebit, în această dimineață, salutăm familiile Tipei și Zaharia, care și-au adus copiii pentru prima oară în casa Domnului la serviciu de rugăciune pentru binecuvântarea vieții și destinului lor. Fratele Alin și sora Florina Tipei sunt în casa lui Dumnezeu să-și aducă copilul la binecuvântare, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Scumpii noștri, vrem să vă salutăm și să vă binecuvântăm. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că va păstra sănătoși, va da sănătate și va umplu casa de bucurie și sufletul de fericire. Aduceți-vă aminte că de multe ori ați auzit în predică, poate la nuntă, cuvântul care spunea: așa se va face celui care se teme de Domnul. Viața cu Dumnezeu este o încântare, este o binecuvântare și mulțumim lui Dumnezeu pentru că își împlinește promisiunile cu oameni care deseori nu merită, așa cum suntem noi. De asemenea, vrem să salutăm în casa Domnului pe fratele Adrian, pe sora Emily, Emilia, care și-au adus copilașul la binecuvântare. Salutăm familiile Zaharia și Coldea, în numele Domnului Iisus Hristos. Vă salutăm rudele dumneavoastră, prietenii dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cu ocazia aceasta, scumpii mei, îngăduiți-mi să vă spun un cuvânt din partea Domnului. Cuvântul acesta puteți să-l fi auzit ieri sau îl puteți auzi mâine, dar nu are valoarea pe care o are astăzi, datorită sărbătorii în care sunteți implicați. Este un moment unic în viața familiilor dumneavoastră. Ceea ce vreau să vă spun este faptul că Biblia poruncește copiilor să-și asculte părinții și să-și cinstească părinții. Și această atitudine de a asculta și de a cinsti, pe de o parte, presupune un comportament de respect, de subordonare, de ascultare față de părinți, înseamnă cam același lucru, dar pe de altă parte, a asculta și a cinsti înseamnă două lucruri diferite. În primul rând, ascultarea presupune dependență și subordonare și se referă la timpul în care copilul este dependent de părinții lui și trăiește în casa lor. Timp în care cinstirea presupune onorarea și respectarea părinților și presupune independență și autonomie. Și aceasta se referă la situația în care copilul, prin căsătorie, pleacă din casa părinților. Asta nu înseamnă că un copil nu trebuie să-și asculte părinții întotdeauna, dar ascultarea presupune dependență, subordonare. Ori atunci când un copil a ajuns la 20, 20 și ceva de ani, se căsătorește și își face familia lui, el nu mai poate trăi după regulile tatălui său.
Și tatăl său nu mai are dreptul să vină în familia lui și să-i spună la ce oră să vină acasă, la ce oră să se trezească, cu cine să meargă, cu cine să nu meargă, pentru că copilul acum, făcându-și propria familie, este autonom și este independent. Dacă 20 de ani copilul n-a putut să învețe de la tata la ce oră trebuie să vină acasă, acum la ce-i mai folosește să meargă să-i spună încă o dată? A asculta de părinți în mod deosebit se referă la timpul în care copilul este dependent și subordonat părintelui fiind în casa lui. A cinsti pe tata și pe mama se referă la timpul în care copilul, prin căsătorie și prin plecarea din familia părintelui, formându-și propria familie, devine autonom și independent. Dar Biblia nu uită să-i spună copilului următorul lucru. Cinstește-l pe tata și pe mama, adică onorează-ți părinții, respectă-ți părinții. Adu-ți aminte de efortul lor, adu-ți aminte de faptul că s-au dovedit a fi responsabili în calitate de părinți pentru tine și astăzi în mare măsură ești ceea ce ei te-au făcut. Biblia spune și știința confirmă că un om în viață este ceea ce îl fac cele două componente de bază, zestrea nativă și zestrea dobândită. În viață. Adică fiecare dintre noi ne naștem cu o anumită zestre genetică care presupune mai multă sau mai puțină inteligență, mai multe sau mai puține abilități, îndemânare, predispoziția înspre dobândirea unor lucruri sau nu. Aceasta vine de la Domnul și părinții nu o pot influența cu nimic. Nici să fie copilul mai înalt sau mai mărunt, mai blond sau mai brunet, să fie băiat sau fată sau altceva. Aceasta este o parte pe care Dumnezeu o stabilește. Însă, după ce se naște, copilul este ca o agendă goală pe care părinții scriu prin sistemul de educație, dar și de corectare, prin pedeapsă, copilul are nevoie de ambele, scriu în această agendă ceea ce el va fi atunci când va fi mare, în ceea ce privește personalitatea și caracterul. Asta presupune că un copil în viață va fi în primul rând ceea ce îl face zestrea genetică pe care i-a dat-o Dumnezeu, dar și ceea ce l-au făcut părinții prin sistemul de educație. Veți întâlni oameni frustrați în viață, nu datorită zestrei genetice, ci pentru că în copilăria lor au avut experiențe care i-au umilit prea mult. Au fost supuși unui sistem dictatorial excesiv. Acestor copii li s-a luat orice urmă de curaj. N-au fost lăsați să se dezvolte. N-au avut posibilitatea să îndrăznească. Și atunci când au devenit mari, s-au trezit mari, dar n-au devenit mari. În această dimineață, stimate familii, vreau să vă spun câteva lucruri în legătură cu această întrebare pe care noi părinții ne-o punem. Ce să facem ca atunci când copiii noștri vor fi mari să ne cinstească? Și ce să facem ca atunci când sunt mici să ne asculte? Probabil că întrebarea trebuia pusă invers. Ce să facem ca să ne asculte copiii când sunt mici și să ne cinstească când sunt mari? Uneori, este ușor sub vârsta de 10 ani să îi determinăm pe copii să ne asculte. Este aproape imposibil după 10 ani să îi determinăm să ne asculte și este fără rost să ne așteptăm după 20 de ani să ne cinstească. Această perspectivă este una umanistă, ateistă, dar oamenii lui Dumnezeu care vin în adunare, care citesc Biblia, care sunt educați în spiritul Scripturii, au speranța că copiii lor îi ascultă și îi vor cinsti pentru că ei își fac datoria. Niciun copil nu va fi ce trebuie în general dacă părintele său, ca părinte, ca tată și ca mamă, nu a fost ce trebuie. Fiecare dintre noi, în calitate de părinți, avem așteptări de la copii. Dar nu uitați că primele așteptări nu sunt ale noastre de la ei, ci ale lor de la noi. Iar dacă așteptările lor sunt înșelate, nici ale noastre nu vor fi altfel. Copilul ne va asculta când e mic și ne va cinsti când este mare, ținând cont doar de ceea ce poate face omul ca regulă, nu de ceea ce poate face Dumnezeu ca excepție, pentru că Dumnezeu uneori a intervenit ca și excepție, dar Dumnezeu nu intervine întotdeauna ca și excepție, ci regula este regulă, nu excepția, este faptul că, în primul rând, noi trebuie să
Ne implicăm în domeniul spiritual al copilului, în al doilea rând în domeniul moral al copilului și în al treilea rând în domeniul servirii sau al slujirii copilului. Și am să vă dau câte un exemplu pentru fiecare punct. Primul dintre ele, aduceți-vă aminte de 2 împărați, capitolul 18, versetul 1 la 7, când Scriptura ne vorbește despre Ezechia, care a ajuns împărat. Uitați ce spune cuvântul Domnului. În al treilea an al lui Iosea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. Atenție! El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, fiindcă copiii lui Israel arsese până atunci tămâie înaintea lui și îl numeau Nebuștan. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a mai fost niciunul ca el. Ți-ar place să fii tatăl acestui copil? Da. Aș fi mândru ca despre copilul meu să se spună astfel de lucruri. N-a mai fost înainte de el și nici după el o persoană care să se închine lui Dumnezeu atât de fidel, care să aibă inima atât de închinată Domnului. Totuși, toată această atitudine se învârte în jurul următorului cuvânt. El a făcut ce este plăcut Domnului după cum făcuse tatăl său. Ce se întâmpla cu acest copil dacă nu avea un astfel de tată? De ce tați răi au așteptări bune? De ce tați care nu vin la biserică au așteptări pentru copiilor să vină la biserică? De ce tați care mint și bârfesc au așteptări ca proprii copii să nu repete această imoralitate? Scriptura spune limpede, copilul acesta a făcut ce a făcut taică-s-o. Taică-s-o a sfărâmat idolii, i-a sfărâmat și el. Taică-s-o a luptat împotriva idolatriei, a luptat și el. Ce a făcut tatăl lui, a făcut și el. E un proverb în limba română care nu vine din scripturi, vine din experiență. Aștia nu sare departe de copac. Uneori sare ca excepție, dar de obicei, ca și regulă, nu sare. Și mai știți și altele asemenea acestuia. Vreau în această dimineață frate Alin, frate Adrian, sora Emily, sora Florina, să vă spun că aveți în casa dumneavoastră pentru 20 de ani acești copilași. Imaginați-vă ce lungă perioadă de timp, nu 7, 20. Să vă folosiți toată îndemânarea, să vă folosiți toată priceperea, să vă folosiți toate experiențele, și pe cele bune ca să le repetați, și pe cele rele ca să fugiți de ele ca de foc. Și să puneți în viața acestor copii în următorii 20 de ani tot ceea ce socotiți că veți vrea să vedeți după 20 de ani. Și să țineți minte că acești copii, în mare măsură, vor fi ceea ce dumneavoastră îi veți face să fie. În al doilea rând, continuând cu partea morală, ne aducem aminte de fiii lui Recab, acești copii care au crescut în casa tatălui lor. Și foarte probabil că în vremea aceea au avut de câteva ori posibilitatea să-l vadă pe tatăl lor care a renunțat la alcool. Și într-o împrejurare în care și ei, devenind adulți, au ajuns într-un context, într-o împrejurare în care să fie invitat să folosească alcool, ei au spus, noi nu folosim. Și sigur, oamenii din anturajul lor, lucru nefiresc la vremea aceea să refuzi, i-au întrebat, dar ce motive aveți să vă abțineți de la alcool? Argumentul lor a fost zdrobitor. Tatăl nostru n-a folosit și noi avem încredere că ce a făcut tata este corect și ce n-a făcut tata este incorrect. De aceea vrem să urmăm exemplul tatălui nostru pentru că avem încredere în el. Îl respectăm suficient de mult pe tata
și vrem să fim măcar ce a fost El. Tatăl nostru a fost un exemplu pentru noi. Nu ne este rușine să spunem că dacă în viață reușim să ajungem ca El, reușim mult. Așa că noi nu vom consuma alcool pentru simplu motiv că tata n-a consumat. Ei n-au spus tata doar ne-a învățat pe noi, dar El a băut până s-a săturat. Este ușor să-i spui copilului să fie așa și așa, timp în care ești altfel. Stimate familii Tipei și Zaharia, stimați frați, stimate surori, oamenii lui Dumnezeu care ascultați online această slujbă divină de la Betania din Chicago, dacă generația copiilor noștri are o problemă, problema aceasta nu este a lor, ci le-a fost transferată, problema este a noastră. Și problema lor este lipsa de modele. Dumneavoastră știți fiecare că atunci când v-ați apucat să învățați o meserie, ați avut nevoie de un exemplu, de un model. Și v-ați uitat la cineva cum bate un cui și așa l-ați bătut. Copilul învață să vorbească într-un mediu lingvistic, stând lângă mama și se uită la gura ei când vorbește cu tata. Și așa învață să vorbească. Marea problemă a generației copiilor noștri nu este lipsa de inteligență și de tehnologie, ci este lipsa de modele. Și aceasta nu-i problema lor, e problema părinților lor. În această dimineață, cu tot respectul și considerația pentru dumneavoastră, vreau să vă spun următorul lucru. Recab trebuie să fiu eu, trebuie să fiți dumneavoastră, fiecare dintre noi. Și copiii noștri să aibă atâta respect pentru părinții lor, încât atunci când vor fi mari să spună, dacă tata n-a făcut lucrul acesta, în experiența pe care eu am văzut-o la el cu Dumnezeu, înseamnă că nici eu nu trebuie să fac asta. Sunt copii care fug de tata și de mama, care de-abia așteaptă să scape de ei. Sunt fete care se aruncă la 15-16 ani în brațele primului venit, prin căsătorie să scape de orgiile din familie. Nu numai că nu au parte de educație, dar sunt terorizați. Copii care vor să evadeze din familie prin căsătorie și mai târziu consideră că s-au căsătorit prea devreme sau cu cine nu trebuie, dar în disperarea de a fugi din casă, folosesc o metodă greșită pe care o regretă mai târziu. Rugați-vă pentru părinții voștri să fie ca un Recab care pune în voi valori pe care nu le veți regreta și nu va trebui să le schimbați. Rugați-vă, stimată biserică, pentru tați și mame responsabile, demne și pline de onoarea lui Dumnezeu, care să-și crească copiii nu într-o atmosferă de critică la adresa păstorilor, nu într-o atmosferă de critică la adresa businessmenilor, nu într-o atmosferă de critică la adresa bisericii lui Dumnezeu, că în felul acesta diavolul folosește cea mai eficientă metodă ca să ne determine copiii când vor deveni adulți să nu mai aibă ce să caute în locul acesta unde sunt cei mai răi oameni. Sunt copii care singurul lucru care îl învață din familie este că în biserică sunt cei mai răi oameni. Frați și surori, spuneți-le copiilor dumneavoastră că în biserică sunt cei mai buni oameni. Iar dacă experiența lor personală îi va contrazice, lăsați asta în mâna Domnului. Dar nu vă nenorociți proprii copii, otrăvindu-le sufletele cu bârfă, cu critică destructivă. Nu faceți lucrul acesta. Recab a fost un exemplu pozitiv, nu un exemplu negativ. Lumea aceasta este suficientă de negativă pentru ei. Diavolul este suficient de negativ pentru ei. Experiențele lor personale sunt suficient de negative pentru ei. Puneți în inima lor lucruri pozitive, lucruri constructive. Încurajați-i să privească cu respect și cu dragoste pe alții. Nu subminați poziția nimănui înaintea lor, pentru că nu vă este de niciun folos. Aș vrea să închei spunându-vă al treilea lucru. Iar după cuvântul acesta de predică, o invit pe Jennifer Țâna să cânte în cinstea Domnului și apoi vom proceda la ceremonia de binecuvântare, la rostirea cuvântului și a rugăciunilor pentru copiii care au fost aduși pentru rugăciune în sanctuar. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun are legătură cu slujirea. Dacă Ezechia a fost un exemplu de spiritualitate pe care l-a luat de la tatăl său, dacă fiii lui Recab au fost un exemplu de moralitate pe care l-au copiat de la tatăl lor, Timotei este un exemplu de slujire pe care l-a copiat de la bunica lui. Și dacă citim cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei,
Vom constata că Pavel, atunci când îl motivează, folosește metoda persuasivă, adică de a intra în inima lui, făcând apel la bunica. Pentru fiecare dintre noi, mama sau bunica, tata sau bunicul, e o persoană specială. Pentru mine bunica este persoana specială din copilăria mea. Ea mi-a fost tată și mamă, frate și soră, mi-a fost totul. Femeia aceasta a fost totul pentru mine. Eu nu cred că a mai existat o bunică așa de inteligentă și așa de grozavă ca bunica mea. Probabil că fiecare copil spune asta, fiecare om. Dar eu spun asta pentru că am cunoscut o singură bunică. Ei bine, când cineva mi-aduce aminte de ea, inima mea se încălzește și simt în sufletul meu că sunt pregătit să țin mai mult cont de anumite lucruri, că au legătură cu această ființă dragă. Pavel a fost persuasiv, a fost înțelept și a știut că pentru Timotei, bunica lui, e o ființă dragă și a folosit exemplul ei ca să ajungă mai repede la inima lui și să-l motiveze mai puternic pentru un anumit lucru. Și a spus, mai ții minte cât a investit bunica ta în tine? Mai ții minte că toată copilăria s-a străduit cu tine? Nu-i așa că ai respect pentru ea? Acum te-ai făcut mare. Ești pregătit să renunți la exemplul bunicii tale? Mai știi că, deși bătrână, era punctuală la adunare, era prezentă la adunare? Mai știi câte jertfe bune făcea pentru Domnul? Tu știi că toată adunarea o respecta pentru binefacerile ei? Timotee, cum îți permiți să lași la o parte exemplul ei grozav? Tu ești tânăr, nu ești ca ea. Tu ai energie, nu ești în vârstă. N-ai nevoie de baston. Tu ești un bărbat tânăr, ai viața în față, ești un om de perspectivă. Nu-i așa că vrei să-ți dai viața Domnului? Nu-i așa că vrei să te așezi lângă mine să colindă lumea pentru Hristos? Adu-ți aminte de bunica ta că a făcut lucrul acesta bătrână fiind, dar tu tânăr. Nu vrei să faci lucrul ăsta? Pavel l-a educat pe Timotei făcând apel la un exemplu din viața lui, la exemplu bunicii, din casa lui. Dacă n-avea exemplu bunicii, sigur că folosea altceva, dar a fost bine că a avut ce să folosească. Mă îndrept în această dimineață înspre dumneavoastră și nu vorbesc neapărat de bunici, măcar că ei au un rol foarte important, dar vorbesc în mod special de părinți, pentru că cine educă copiii sunt părinții. Sigur, bunicii contribuie în măsura disponibilității, dar părinții sunt cei care stau toată ziua și toată noaptea cu copiii lor. În această dimineață, dragii mei, în încheiere, vreau să vă spun următorul lucru. Acum nu simțiți nevoia să vă asculte, că sunt mici, dar o să vedeți după un an și jumătate, doi, că cea mai mare problemă cu care o să vă confruntați este neascultarea copiilor. O să-i spui, te rog să vii, și spune, nu vreau. Te rog să te duci, nu vreau. Și o să realizezi că dumneata nu ți-ai permis să spui asta părinților dumitale. Și o să te întrebi, cum a fost tata în stare să mă facă pe mine să ascult? Și n-a avut 12 clase ca mine. Și eu nu sunt în stare să-l fac pe ăsta sau pe asta să asculte. Și sunt băiat educat. Cum? Să nu mai vorbesc de bunicul, că dacă bunicul ieșea în mijlocul curții și spunea o vorbă, și găinile, și caii, și animalele ascultau, nu numai copiii. Astăzi, mai este așa? Ce daruri au avut părinții și bunicii noștri, oamenii aia simpli, care uneori nici nu știau să se iscălească și puneau degetul? Ce abilități au avut de a ști să-și educe copiii? Aduceți-vă aminte câte divorțuri, câte avorturi și câte păcate erau în vremea lor. Ce standarde morale înalte erau. Ce pietate, ce respect în familie. Nu nepoții hotăreau regulile în familie, și părinții și bunicii. Astăzi, copiii hotărăsc ce se face într-o familie și dacă nu e așa, e bai. Și noi în glumă zâmbim și spunem, s-au schimbat vremurile. În loc să spunem plângând, spunem zâmbind. Frați și surori, este rușine dacă s-au schimbat vremurile. Și predicile astea care le ascultăm sute și mii, una după alta, într-o zi ne vor condamna. Nu ei trebuie să dea tonul în familie. Că într-o companie nu muncitorii au decizii. Ei n-au experiența să ia decizii. Lor trebuie să li se spună următorul lucru. Tata și mama a spus să faci așa și tu trebuie să faci. Frate Adrian, frate Alin,
Aveți 20 de ani la dispoziție. Ajutați de soțiile dumneavoastră. Să puneți în inima acestor copii o spiritualitate așa cum știți că este normală. O moralitate așa cum știți că este necesară. Și un spirit de slujire, încât atunci când veți fi cu părul cărunt, ca noi, părinții voștri, să nu vă fie rușine de ce ați spus în copiii aceia. Credeți-mă că dacă eu acum aș mai vrea să schimb ceva radical, adică mult în viața copilului meu, care are aproape 20 de ani, n-aș mai putea. Pentru că până la vârsta aceasta deja s-a cristalizat un anumit sistem, o anumită personalitate, un anumit caracter. Anumite mici modificări mai poți face, dar schimbare radicală nu se mai poate face. Dar uitați-vă la ea, uitați-vă la el. Ei nu știu nimic. Nu știu nici să vorbească, nu știu absolut nimic. Dacă tot îi învățați, învățați-i bine. Învățați-i bine. Aveți această oportunitate și 20 de ani la dispoziție. Dumnezeu va da copii sănătoși. Dumneavoastră înși vă sunteți sănătoși. Sunteți ajutați de părinți, de prieteni, de frați, de rude, care vă înconjoară cu dragoste în această zi. Au fost mulți dintre noi care n-au avut nici părinții, nici bunicii cu ei. Și singuri și în condiții extraordinar de complicate și-au crescut copiii. Foarte complicate. Fără mașină și fără multe și multe dintre oportunitățile pe care dumneavoastră le aveți. Vă rog, nu dați educația copiilor dumneavoastră nimănui. Păstrați-o pentru dumneavoastră înșivă și educați-vă copiii cum credeți că este bine, pentru că nimeni nu e responsabil de ceea ce va fi micuțul acela din cărucior, cu excepția dumneavoastră ca tată și ca mamă. Pentru că Scriptura spune următorul lucru, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Copilul acesta nu te va cinsti dacă atunci când se va face mare își va da seama că nu l-a iubit, nu l-a educat, nu i-ai oferit tot ce ai putut mai mult. Și nu i-ai dat importanța pe care ai fi putut să-i o dai, o importanță pe care acum o aștepți. Dacă investești în copil, copilul nu te va abandona. Atât cât îl iubești, atât te va iubi. Cu cât îl împrumuți în copilărie, atât îți dă înapoi când vei fi bătrân. Unde îl duci când va fi mic, acolo te va duce când va fi mare. Dacă vrei să te cinstească, educă-l. Dacă vrei să te asculte, corectează-l. Investiți în copiii dumneavoastră mai mult decât în case, mai mult decât în mașini, mai mult decât în vacanțe. Pentru că orice investiție care o faceți în lumea aceasta ruginește și putrezește. Dar investiția pe care o faceți în acești copii care mâine vor fi oameni nu va putrezi. Și veți pleca la Domnul cu sentimentul datoriei împlinite, bucuroși că la vreme de bătrânețe, în timp ce alții sunt abandonați de copiilor, dumneavoastră veți fi cinstiți. Pentru că v-ați implicat în viața copiilor dumneavoastră. Credeți-mă că dacă cei care acum sunt în vârstă în adunare ar avea puterea și dreptul și timpul și îndrăzneala necesară să spună de la acest microfon unul dintre lucrurile pe care le regretă, probabil ar fi acesta. Regret faptul că nu m-am implicat mai mult în educația și în corectarea copiilor mei. Și acum este prea târziu. Îl sun sau îi vorbesc și spune, tati, lasă-mă în pace că m-am făcut mare și știu ce să fac. Copilul dumneavoastră nu vă poate spune, lasă-mă în pace că-s mare, pentru că e mic. Profitați de faptul că e mic, dar credeți-mă că nu o să rămână mic. În fiecare zi e cu o zi mai mare. Mă rog lui Dumnezeu să vă dea timpul necesar, răbdarea necesară, sănătatea necesară și toate lucrurile de care aveți nevoie, pentru ca să transformați copilașii aceștia în niște fii de Dumnezeu, pentru că aceasta vă este responsabilitatea și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe amândoi. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.